Aici să le verifice informații nutriționale și rețete sănătoase. Generalități. Caisele se numără printre fructele cu numeroase beneficii pentru sănătate datorită conținutului bogat în nutrienți care ajută la tratarea indigestiei, constipației, bolilor cutanate sau chiar a anemiei. Uleiul esențial extras din caise poate contribui la vindecarea mai rapidă a rănilor și a febrei musculare. Caisele pot îmbunătăți sănătatea cardiacă și bolile respiratorii, fortifică sistemul osos și mențin echilibrul electrolitic în organism. Delicioase, în stare proaspătă, caisele pot fi introduse și în rețete sănătoase potrivite pentru sezonul cald. Informații nutriționale. Impresionantele beneficii pentru sănătate ale caiselor se datorează conținutului generos de vitamine A, C, K, E, niacina, etc. Minerale, precum potasiu, cupru, mangan, magneziu și fosfor și fibre alimentare. Aceste fructe foarte accesibile pe timp de vară prezintă următoarele informații nutriționale pentru 100 grame de caise proaspete. 50 de calorii, 11 grame carbohidrați, proteine 1,4 grame, grăsimi totale 0,4, fibre 2 grame, acid folic 9 micrograme, niacina 0,06 micrograme, acid pantotenic, piridoxină, riboflavină, tiamină, vitamina A, vitamina C, vitamina E3, vitamina K, sodiu. Potasiu, calciu, fier, magneziu, fosfor, zinc, beta-caroten, luteine, zeaxanină, 90 micrograme. Beneficii pentru sănătate. Tratarea anemiei. Deoarece sunt bogate în fibre, caisele stimulează mișcările intestinale, au proprietăți laxative, fiind recomandate pacienților care suferă de constipație. Fibrele ajută sucurile gastrice și digestive să absorbă nutrienții din hrană și să proceseze mai ușor alimentele, activând astfel mișcarea peristaltică a tractului digestiv. Îmbunătățirea sănătății osoase. Caisele au cantități moderate și mari de minerale esențiale pentru dezvoltarea corectă a oaselor și menținerea densității osoase. Calciul, fosforul, magneziul, fierul și cupru îndeplinesc roluri importante în formarea de material osos. Oamenii de știință au descoperit că mineralele din caise nu asigură doar creșterea corespunzătoare a oaselor, ci pot preveni chiar și instalarea afecțiunilor osoase specifice înaintării în vârstă, precum osteoporoza. Protejarea inimii. Conținutul ridicat de vitamine, special vitamina C, potasiu și fibrele alimentare din caise înseamnă o bună sănătate cardiovasculară. Din acest motiv, specialiștii susțin că aceste fructe consumate frecvent protejează sistemul cardiac de numeroase boli, precum ateroscleroza, infarctul miocardic sau atacul vascular cerebral. În timp ce vitamina C protejează inima
de acțiunea radicalilor liberi, potasiul scade presiunea arterială, relaxând astfel vasele de sânge, iar fibrele elimină excesul de colesterol care se poate depune pe pereții arterelor. Un alt rol important este cel privind reglarea nivelului fluidelor în organism. Nivelul optim al fluidelor în organism depinde în principal de acțiunea a două minerale, sodiu și potasiul. Aportul important de potasiu din caise ajută așadar la menținerea echilibrului lichidelor în corp, respectiv la procesul de distribuire corectă a energiei către organe și mușchi. Un echilibru desăvârșit al electroliților înseamnă mai multă energie, risc diminuat de instalare a crampelor și o bună circulație a sângelui. Tot proprietățile lor de reducere a inflamațiilor fac aceste fructe să fie benefice și pentru controlul simptomelor artritei sau agutei. Tratarea unor afecțiuni cutanate. Introduse în multe produse cosmetice destinate îngrijirii pielei, caisele pot fi și un remediu natural pentru numeroase afecțiuni cutanate, cum ar fi eczema, pruritul cutanat, scabia și alte boli dermatologice iritante. Porția generoasă de vitamina A și antioxidanții din caise transformă aceste fructe într-un adjuvant de bază în menținerea sănătății pielei și întârzierea primilor semne de îmbătrânire. Tratarea anemiei. Întrucât conțin fier și cupru, caisele participă la formarea hemoglobinei, fiind utile în tratarea anemiei. Reducerea riscului de cancer. Carotenoizii și alți antioxidanți din caise neutralizează efectele negative ale radicalilor liberi și previn astfel transformarea celulelor sănătoase în celule canceroase. Ameliorarea simptomelor astmului. Uleiul esențial de caise este un antiastmatic eficient, ameliorând simptomele acestei boli respiratorii și deținând proprietăți expectorante care ajută la prevenirea crizelor de ast. Rețete sănătoase cu caise. Salata capres cu caise. 150 grame roșii, 150 grame caise, 3-4 felii de mozzarella, fructe de busuioc proaspăt, 2 lingurițe ulei de măsline extra virgin și o lingură de oțet balsamic. Tăiați roșiile șerii în jumătate și așezați-le pe un platou. Puneți deasupra fiecarei felii de roșii câte o felie de caise, apoi câte o felie de mozzarella și presărați deasupra busuiocul proaspăt. Asezonați cu uleiul de măsline, oțetul balsamic și sare sau piper opțional. O altă rețetă, șerbet rece de caise. 3 sferturi cană zahăr brun, o jumătate cană apă, 50 grame caise uscate tăiate mărunt, 7 caise proaspete mari, bine coapte, 2 linguri zeamă de lămâie, 1 lingură esență de migdale. Puneți zahărul, apa și caisele uscate la fiert într-o oală la foc moderat și amestecați până se dizolvă zahărul. Luați amestecul de pe foc și
Așteptați până când caisele uscate se înmoaie bine, circa o oră. Coaceți caisele proaspete într-o tavă mică la cuptor timp de 60 de minute, apoi decojiți-le și așteptați să se răcească. Introduceți în blender amestecul cu caise uscate, caise coapte, sucul de lămâie și esența de migdale și procesați până obțineți o pastă fină, apoi strecurați piureul obținut printr-o sită fină. Lăsați totul la răcit și introduceți amestecul la congelator. O altă rețetă, caise pe grătar cu brânză, ricota și fistic. O lingură zahăr brun, 4 caise tăiate în jumătate, 8 lingurițe de brânză ricota proaspătă, 2 linguri de fistic tăiat fin. Preîncălziți grătarul și turnați zahărul într-un bol mic, apoi treceți jumătățile de caise prin zahăr și puneți-le pe grătar. Întorcându-le pe ambele părți timp de 3-4 minute până când zahărul se caramelizează bine, iar pulpa fructelor devine moale. Îndepărtați caisele de pe grătar, lăsați-le să se răcească timp de 5 minute, apoi așezați deasupra brânza, ricota și pisticul și serviți imediat.